eu sunt Sherry și acesta este primul vlog de pe canalul meu de YouTube. Salut, eu sunt Sherry și bine ați venit pe canalul meu. Deci, dacă nu deja v-ați prins, sunt un tip de 12 ani care face vloguri. Salut, eu sunt Sherry și am revenit după accidentul de săptămâna trecută. O să vă zic eu pe final cum s-a întâmplat și cum a fost la urgență. Însă, înainte de asta, avem ceva mai important de discutat. Salut, eu sunt Sherry și dacă încă nu v-ați dat seama, astăzi nu sufăr de hiperactivitate. Salut, eu sunt Sherry și suntem în luna septembrie. Este luna septembrie, luna în care acum 7 ani eram ceva de genul... N-am chef să merg la școală. Acum este exact aceeași chestie, trebuie să mă duc la școală. Salut, eu sunt Sherry. Am fost Sherry și probabil voi mai fi Sherry. Dar de ieri sunt Sherry cu 100.000 de abonați. Ceea ce e remarcabil. Salut, eu sunt Sherry și... am avut febră în ultimele două zile, am stat numai la pat. Plănuiam să pun ceva vlog și vineri. Astăzi mă simt puțin mai bine, așa că filmez introducerea și sfârșitul de la surpriza de 300.000 de abonați. Salut, eu sunt Sherry, este 4:30 dimineața, iar eu sunt într-un tren ce mă duce spre București. Avem eveniment la București pe 27, acum e 26. Salut, eu sunt Sherry, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi mergem din nou la Timișoara. Este joi 7 aprilie și mergem din nou la Timișoara pentru a lua parte la conferința educativă în control care se ține mâine de la ora 9, cred. Dacă trebuie, dar te prostie. Așa încă se link. Ca cineva să ce vei, mă? Mai salut, eu sunt Sherry, este marți 5 iulie și este ora 4 și abia acum începem daily vlog-ul. Eu m-am culcat pe la ora 6 dimineața și m-am trezit în urmă cu foarte puțin timp. Deci suntem în lift, eu cu Magda ne-am asortat. O să mergem în Parcul Romanescu. Salut, eu sunt Sherry, ea e Magda și acum suntem în Craiova, dar nu o să mai fim în Craiova. Astăzi facem un daily foarte, foarte șmecher pentru că acum luăm tren spre București, Mikey ține o petrecere. Titu! Wow! Nu-mi vine să cred! M-am întâlnit cu Irie! În paranteză, e doar vina mea! Salut, eu sunt Sherry și uite, sunt convins că acest videoclip nu e relevant pentru foarte mulți. Sunt convins că nu foarte mulți dintre voi ați fost vreodată la un interviu de angajare, că nu avem vârsta necesară, nici eu n-am fost și... mi-e frică de ziua aia dacă o să vină vreodată. Nu știu, eu încă sper, e acolo o mică șansă că nu va trebui să mă angajez niciodată, cel puțin nu într-un domeniu care nu implică filmul și chestiile pe care le iubesc. Dar mai e mult până atunci. Dacă sunteți de mai mult un an pe canal, cred că știți deja ce e asta și n-ar mai trebui să explic eu. E videoclipul acela, finalul anului, care încheie anul, cu bradul în spate, filmat în sufragerie, deci nu în setup obișnuit. Ce este un videoclip foarte drăguț, pentru că de obicei eu nu muncesc la el, muncește altcineva. Salut, eu sunt Sherry. Și pasiunea mea probabil că știți că este vlogul. Adică mă gândesc că cunoașteți acest detaliu. Dar mă știți pe mine cum sunt, eu nu mă puteam opri doar asta, așa că am încercat să și cânt. Opa, Sherry Star. Primul. Al doilea. Ok, mereu sunteți primii, ce vreți? N-aveți o viață sau ceva? Nimic, doar vreți să ne uităm la Sherry. Ok. Bă, au postat în tren. Primul! Al doilea! Salut, vreau să ascult și eu niște muzică. Sigur. De ce s-a oprit? Nu poți asculta muzică în timp ce faci altceva pe YouTube, boss. Ce? De ce? N-are niciun sens. Trebuie să plătești pentru luxul ăsta. Ok, nu mai fac nimic. Uită-te la mine. Ok, dă-i play. De ce s-a oprit? Ai clipit. Salut, eu sunt Sherry, stai aici cu Exploit și cu... Gami OS. Aici avem un Gami OS demo, mini Gami OS. 16 giga. Salut, da! Sherry! Sunt aici la Derry, la studio, unde își face freestyle pe green screen. Da, mă, și Derry trebuie să fie energic. Da, trebuie să... Așa e, pe YouTube în 2017, trebuie să ai hype-ul ăla. Și trebuie să faci tăieter de-astea super rapide, să-ți faci mâinile, că e retiră wide, știi, așa. Bine am venit, ne-am întors. Ce faci, mă? Te-ai trezit și tu? Da, mă. A, bună dimineața. Frumos așa la filmă la 5 Gang, nu? Să dorm toată ziua. Băi, avem o mare problemă. Nu, mă, o dăm afară din gang, ce nu? Bă, dacă era să dăm oameni afară din gang pe criteriul de cum arată părul lor, tu îți luai jet de mult. Adică... Ce, mă, de ce faci așa? Ziceam doar și eu. Nu, dar zic că dintre toți noi ăștia patru oameni care stăm aici și ne plângem de problema asta pe care o avem, tu ești ăla care are cel mai mic drept de a se plânge de părul ei. Ei, hey, salut, eu sunt Sherry și suntem aici la Observator. Bine v-am găsit la un nou episod, dau din casă, este haos rău de tot, pentru că eu doar ce am ajuns aici și au venit băieții direct să mă filmeze, pentru că înțeleg că acum Observatorul are culise, dragi prieteni. Avem o zi foarte, foarte plină, nu vreau să vă țin foarte mult cu introducerea asta, pentru că trebuie să intrăm în direct. După care avem întâlnic, după care trebuie să mergem la Orfelinat să dăm niște hăinuțe la niște copii, este haos ziua de astăzi. Bună! Bună! Andra! Ce îi pare bine? Ce e la ce cameră trebuie să te uiți? La camera aia. Și la asta. Și la asta.
platoul nostru și el se pregătește de marea finală a primului sezon al serialului La Muncă. Știți cum toată lumea lasă la videourile mele comentarii cu primul? E, sunt primul! Sunt primul, n-a venit nici Gami, nici Pain, nici Mătărin, de-abia a ajuns Dia. Eu sunt primul, da, știu. Trebuie să spăr mașina. Vă zic ce facem în vlogul ăsta în momentul în care suntem toți, ca să fie așa, mai de familie. Mai Five Gang, mai acolo, un pic. Până atunci, hâți cu bună dimineața, ne bem cafeluța, hâți John. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Un vlog puțin fitness azi, așa, pentru că trebuie să recuperăm hernia asta de disc. Sunt la o clinică în Craiova unde mă recuperez eu, ProKinetic se numește. Alin este antrenor, cumva, antrenor să spun, sau... Kinetoterapeut. Kinetoterapeut, corect. Kinetoterapeutul care mă aștept să mă recuperez. Salutare. Și astăzi am zis să fac un Q&A, dar să nu fac un Q&A tradițional stând jos, să fac un Q&A în timp ce facem mișcare, că până la urmă e mai bine să facem mișcare decât să stăm. Eu am învățat treaba asta the hard way. Trebuie să vă recunosc că îmi găsesc destul de greu motivația să fac mișcare, dar mă mai ajută și ceasul ăsta pe care l-am primit de la prietenii de la Huawei. Stați așa să sincronizez ceasul cu aplicația Hertz. Stați un pic să fac pairing la căști, ca să pot să ascult și muzică. Bam, bam, gata, am dat per. Mi-am pus și fața asta drăguță la ceas, cât de cât elegant. Acum să lăsăm tehnologia să trecem la efort. Hey, o salut, eu sunt Cherry și bine v-am regăsit la un nou vlog, fraților. Avem foarte, foarte multe de vorbit, dar înainte de toate, permiteți-mi să... Avem niște teste de făcut, dragi prieteni, revenim imediat. Chiar da. Și nas. Da, da. E extra faringen și nasa. Rux, haideți că revenim noi după aia, da? Ei, o salut, eu sunt Sherry, salutare fraților. Băi, asta este o zi în care sunt extraordinar de fericit, extraordinar de entuziasmat. Probabil că ați văzut că în ultimul timp am tot mers cu alte mașini, dar nu cu a mea. Am mers cu Smart-ul ăla în video cu 5 lei, am încercat Tesla Model 3 și Model Y Performance, mașini foarte, foarte tari, dar probabil că vă întrebați unde a fost mașina mea tot timpul ăsta, ce s-a întâmplat cu ea? Să fie oare un nou accident? Nu, fraților, mașina mea a fost timp de o săptămână la prietenii mei de la Custom Tuning, care au transformat-o într-o bestie, fraților. I-am schimbat culoarea, i-am vopsit elementele, nici eu n-am văzut-o, o să o văd în același timp cu voi, e o premieră și pentru mine, fraților. Bă, cum arată! Bă, nu pot să cred că asta e mașina mea. Deci, fraților, fiți atenți. I-am pus jante pe 20, fraților. Am colantat-o în culoarea asta Nardo Grey. Am vopsit elementele negru rucios. Mamă, cum arată, doamne, deci e superbă. Por aici! Tu vinzi bilete la bătaie? Nu, frate, ce mă crezi? Ești nebun la cap? Cât ai zis că vrei cotă la pariuri? Nu, acolo de aici. Ei, fratele, sunt Sherry și bine v-am găsit la cel mai nou episod de La Muncă. Astăzi lucrăm la Salvamont. 3, 2, 1 și... Hai cu Mara! Ia uitați-o pe Mara Ornean în spate acolo frumos. Băi, mână, mână! Shelly, mi-ai dat drumul la mână, mi-ai luat mână. Mamă, cât de greu e ăsta din spate, n-aveți idee. De ce ne închidem în partea dreapta? Bună seara de la Salvamont Gorj. Mara a avut un accident, dar o salvăm. N-am cum, e fix să mai respire, mai respir. Putem să sărim pe aia ca pe o rampă așa, să sară din...